Ziua muzeilor este ziua profesională a oamenilor care rămân întotdeauna în culise. Nu se văd. Oamenii vin să vadă exponatele și nu ved muzeografii, nu ved oamenii care fac munca asta titanică. Nu vă simțiți cumva nedreptățiți în această situație? Nu, în niciun caz, pentru că primul privilegiu este al muzeografului de a atinge cumva acele bunuri pe care oamenii doar au dreptul să le privească. Deci este un mare privilegiu, aș spune. În același timp, simțind rezultatul acestei munci, prin faptul că oamenii sunt atrași totuși de această muncă a noastră, mai puțin vizibilă, de fapt, tot este o mare satisfacție. Acum, puterea noastră de a atrage comunitatea către muzee trebuie să fie în așa măsură încât să avem cât mai mulți vizitatori. Din păcate, în ultimii ani, muzeele trec printr-o criză și nu numai la noi. Ori așa, ori altfel, Muzeul Național de Artă și ține un program foarte dens de evenimente culturale, expoziții. Actualmente avem două sări în care expunem permanent, deci oricum suntem bucuroși că avem mai mulți spectatori, vizitatori decât altă dată. Un celebru coleg de-a nostru, Traian Ungureanu, nota într-o pastilă de-a lui că Enciclopedia Britanică trecută pe internet, pe virtual, și-a pierdut farmecul. Și muzeele acum concurează cu virtualitatea. Care este perspectiva? Nu vă paște pericolul dispariției în general? Nu cred, pentru că muzeele sunt, pe lângă faptul că au devenit centre culturale, la fel ca și bibliotecile, de exemplu, pentru că bibliotecile tot achiziționează, sau arhivele, bunuri tridimensionale deja, dacă mai înainte achiziționau doar stampe. Deci toate devenind centre culturale, oricum vor atrage un mare segment al publicului. Pe de altă parte, trebuie să se înțeleagă că un bun vizualizat pe net, aceasta nu înseamnă o întâlnire cu acel bun cultural, mă refer, pentru că noi optăm pentru materie originală, ori internetul nu poate oferi. De asemenea, cum nu poate fi răsfăită o carte pe internet, poate fi fugar citită, văzută cumva, dar o carte trebuie să-i simți mirosul, după cum trebuie să-i simți și într-un muzeu, aerul muzeului și a bunurilor care totuși au trecut prin timp, care au acumulat o anumită energie, atât de la creator, cât și de la privitorii care au avut contact cu ele. Oamenii care lucrează la muzee sunt remunerați mult sub nivelul necesar de remunerare. E o durere veche. Cum de rezistați în condiții de austeritate cronică, aș zice? Eu cred că putem considera că oamenii de la muzee fac o muncă voluntară. Din păcate, ar trebui să observăm acest lucru de sus. Deci, forurile noastre de conducere ar trebui să ia în calcul această muncă, pentru că este o muncă absolut necesară. Din păcate, noi mereu încercăm să spunem sau să dăm pe seama prăbușirii economice. Însă nu, probabil este o problemă mai profundă. Avem o problemă legată de memorie. Nu avem un cult al muzeificării, nu avem un cult al păstrării memoriei marilor personalități. Nu știm a pune bază unor case memoriale pe care Moldova ar putea să le aibă, pentru că are personalități. Această lipsă, poate ironic spus, de memorie scurtă a noastră, ne face cumva să lăsăm în umbră această muncă și, din păcate, prost remunerată la noi aici în Moldova.